Mă numesc Răzvan, am 30 de ani, sunt născut și crescut în București, provin dintr-o familie bună, singur la părinți, sunt căsătorit, doi copii, doi băieți frumoși. O parte a copilăriei, tatăl meu a fost plecat la muncă, ne vedeam o dată de două ori pe an. Am crescut mai mult cu mama mea și cu bunica mea. Când mergeam în concedii împreună, când venea tata și mă bucuram de timpul cu el, când ieșeam cu toții, zilele petrecute în familie, apreciam foarte mult când eram cu toții. Eram un copil retras, țin minte chiar în clasa întâia când am intrat în colectiv, când era foarte mult zgomot în pauze, mă retrăgeam după ușă pe o băncuță, plângeam și mâncam sandwich-ul singur. Și am ținut așa, cred că până prin clasa a 4-a, 5-a, când am început să practic sport de echipă. Și acolo am dezghețat un pic. Am început din clasa a 4-a sau a 5-a, am jucat cam 6 ani handbal, până am avut o accidentare și asta m-a pus pe bară, definitiv. Primul lucru ieșit din comun, când am mers într-o deplasare la Timișoara, eram în clasa 8-a, în vacanța de vară dintre 8-a și 9-a, știu că am plecat cu un coleg din școala generală să vedem un meci de fotbal, tocmai până la Timișoara. Eram niște copii la vremea aia. O aventură. Am mers pe tren cu galeria, meciul, drumul la întoarcere. Simțeam importanți făcând asta la vârsta aia. Pe vremea aia încă nu aveam vicii. Ideea de a merge într-o deplasare. Meciul nici nu mai țin minte ce s-a întâmplat sau cum a fost, dar faptul că eram mai mulți, atmosfera, anturajul. Momentan lucrez în IT, dar primul job pe care l-am avut a fost în industria Horeca, în bucătărie. Făcând o facultate de profil, am făcut și practică, iar studiind în afară am fost nevoit să-mi întrețin existența lucrând și m-am angajat într-un restaurant tip pizzerie. El a fost primul meu job și vorbind limba germană, începusem să aplic la diverse poziții care cereau limba germană. Așa am ajuns să lucrez într-un call center. De acolo m-am mutat la alt call center. De acolo am început să lucrez în IT și de 7 ani aproximativ tot pe asta o țin în IT. O să spun că am plecat primul meu job, eram plătit undeva pe la 1700 de lei la vremea aia, iar acum cu bonusuri, cu ore suplimentare, ajungeam să câștig undeva la 15.000-16.000 pe lună. Prima oară am intrat într-o casă de pariuri când eram în clasele primare, dar nu a fost ceva să mă tenteze. Mi se părea amuzant să piscăresc hârtiile alea, că erau, la momentul ăla erau case de pariuri fizice, nu exista un mediu online. Dar singur am început să joc în perioada liceului, în clasa 9-a, 10-a, când ieșeam de la liceu, în drumul spre casă erau case de pariuri, în drumul spre casă erau casele de pariuri. Și mă opream, făceam un bilet, mi se părea. Și atunci mi se părea distractiv. Erau sume mici și mă duc acasă, urmăresc meciurile, o să fie wow, am ce face toată după amiaza. De la sume mici, erau 2 lei, 3 lei, după aia am început să pun bilete mai multe decât de sume mici. Am început după aia cu sume mai mari, 10 lei, 15 lei, 50 de lei, începusem să-mi pun alocația. Și de acolo, de-a lungul anilor, sumele au devenit din ce în ce mai mari, metodele de a face bani au devenit din ce în ce mai anormale. 99% erau pariuri sportive, dar în momentele în care așteptam să termin un meci de fotbal, mai jucam și casino online, dar era foarte rar. De exemplu, dacă astăzi luam salariu, în 2-3 zile nu mai era nimica și după aceea începeam să mă împrumut. Am jucat într-o zi și 50-60 de milioane în câteva ore, pentru că nu-ți dai seama. Joci, pentru tine par câteva minute, dar la final de zi când te uiți pe istoric, pe balanță, îți dai seama de
de sumele pe care le-ai pierdut în ziua respectivă. M-am mutat în mediul online în momentul în care am plecat la facultate în străinătate. A fost într-un orășel destul de micuț, străin fiind, nu m-am dus să văd dacă sunt case de pariuri și pur și simplu mi-am făcut cont online. Ai mei îmi trimiteau bani pentru viața de zi cu zi, plăteau taxa de școlarizare de la facultate și, evident, pierdeam din ce în ce mai mult. M-am și angajat, dar tot ce câștigam acolo pierdeam. Făcusem împrumuturi la o bancă din Olanda, făcusem împrumuturi la statul olandez pentru că ei acordă o bursă, dar tot ce luam de acolo se ducea în pariuri. Până la un moment dat, când țin minte că trebuia să plec într-o excursie cu cei din același an de facultate, iar tatăl m-a sunat, mi-a zis, cum ești pe drum? Și zic, nu sunt pe drum, nu am plecat. Ok, de ce? Ce s-a întâmplat? Și banii de excursie jucasem la pariuri. Iar ăla a fost primul moment în care am conștientizat că am o problemă și i-am zis tatălui meu, cred că am o problemă cu jocurile de noroc, cu pariurile sportive. Din momentul în care am intrat prima oară într-o casă de pariuri și am început să joc singur, până când am realizat că este într-adevăr o problemă, au durat undeva la 3-4 ani, iar în decursul perioadei acesteia, cred că am pierdut undeva la 20.000 de euro. Deși țin minte și acum, veneam de la liceu, aveam biletele în buzunar și le ascundeam în bibliotecă printre cărți, printre rafturi și mama mea le descoperea și mă întreba ce e cu asta. Dar nu ne dădeam seama în momentul respectiv că este o problemă, nici nu era atâta informație, nu se considera că jocurile de noroc pot provoca o dependență și pot fi distrugătoare. Sunt crescut într-o familie în care mama mea, respectiv frații ei, bunica mea sunt creștini. După ce m-am întors în țară, începusem din nou să merg la biserică, nu în fiecare duminică, dar când îmi zicea mama să mergem, ziceam ok, vin și eu, dar nu mă duceam din convingerea că trebuie să fiu acolo, pur și simplu să fiu pe plac mamei. Știam că sunt ser de tineret, nu fusesem niciodată, dar era o seară în care avusesem un conflict cu mama mea din cauza pariurilor, a jocurilor de noroc și m-am dus cu gândul să merg afară, să mă întâlnesc cu băieții, dar în mintea mea a fost ok, astăzi este seară de tineret, ce ar fi să mă duc la metrou și să merg și eu acolo să văd ce se întâmplă, ce se vorbește acolo. Și acolo am cunoscut-o pe soția mea. Când am cunoscut-o pe ea, de la primele întâlniri, i-am spus în ce situație mă aflu, că am o problemă cu jocurile de noroc, i-am spus trecutul meu. Nu mai jucam în perioada aia, dar cu 2-3 luni înainte de nuntă, făcusem un împrumut la bancă, în ideea că voi returna cuiva niște bani împrumutați, dar toți banii pe care i-am luat s-au dus tot la pariuri. Țin minte că am venit seara acasă, iar era o scrisoare pe masă și mama stătea și mă aștepta și mi-a zis, ce-i cu asta? Și era scrisoarea de la bancă cu contractul. Și mi-a zis, ok, știi că te pregătești de căsătorie, trebuie să-i spun Larisei că ai jucat din nou și ai făcut un împrumut bancar, ca să știe dacă vrea să continue sau nu. I-a spus, iar ea a avut tăria să accepte lucrul ăsta și a avut speranța că voi renunța. I-am promis că voi renunța, tipic. Celor care sunt dependenți promit că renunță, încearcă să renunțe, pentru că și de chestia asta m-a lovit o grămadă de ori. Renunțam, da, o zi, două, trei, o săptămână, până când făceam din nou rost de bani, după ce o luam de la capăt. Primii 2 ani de căsătorie, pentru că a apărut și primul nostru copil, nu a mai jucat la pariuri. A fost o perioadă în care am fost curat, puteam să trec pe lângă casele de pariuri, atât fizice cât și online fluierând, n-aveam nicio problemă, era ca și cum n-aș fi avut vreodată o problemă. Dar după un conflict, țin minte că am început din nou să joc la pariuri. Nu a aflat o perioadă de timp, dar tot lipsind bani din casă, până la urmă a trebuit să-i spun. Și cred că astfel de episoade au fost nenumărate în ultimii 5 ani. Pentru mine jocurile de noroc erau ca un refugiu, ca o cale de ieșire din stresul căsătoriei, din stresul din perioada de liceu, din stresul din perioada facultății.
pur și simplu mă împlinau, probabil umpleau golul ăla, singurătatea pe care o simțeam. Era pur și simplu că asta le vedeam ca un refugiu. Era singurul lucru care îmi aducea împlinire, mă ținea în priză, găseam sens când făceam lucrul ăsta. Au fost mai multe momente când am fost jos. Erau momentele când eram prins și trebuia să mă duc să mărturisesc. Țin minte că pe cele mai multe ori mergeam la ei mei acasă. Știau că am jucat, soția știa că am jucat, urma să le spun cât am jucat, care sunt datoriile, dacă pot să le plătesc. De multe ori ei mă ajutau și era aceeași promisiune, ok, e ultima oară, le dădeam conturile mele online, le dădeam acces la internet banking, banii erau pe mâna lor. Au fost momente când frigiderul era gol, când pur și simplu așteptam următorul salariu sau trebuia să le cer banilor mei ca să avem ce pune pe masă. După ce am început să joc din nou la pariuri, când băiatul cel mare făcuse 2 ani, te dezumanizează pariurile. Nu mai simți nevoile celuilalt, mai simțeam nici nevoile soției, nici nevoile copilului. Preferam să-l lase să uite la desene în loc să mă joc cu el, iar eu să-mi văd de pariuri. Lucrurile pe care le făceam ca să-mi împlinesc eu nevoia de a juca la pariuri. Nu conta că copilul stă singur și se uită la desene, nu conta că era amărăciune în casă, era tristețe și evident, încrederea se pierde încet, încet. Soția și-a pierdut încrederea în mine, lucrul ăsta s-a reflectat în relația noastră, au intervenit din ce în ce mai multe certuri, copilul vedea lucrurile astea și chiar la un moment dat a ajuns să zică: tati, tare aș vrea să nu vă mai certați. Nu, evident, nu știa motivul pentru care ne certăm, motivul din spate, dar simțea lucrul ăsta. Cea mai mare durere nu sunt banii pierduți, ci faptul că îți nenorocești familia, nenorocești pe cei de lângă tine. Ajung să le fie frică când ieși din casă, dacă te duci să cumperi de la magazin sau treci pe la casa de pariuri și vin apoi acasă cu una goală. De Teen Challenge auzisem de mult. Auzisem și de la unchiul meu, auzisem și de la păstorul de la biserică, dar nu am vrut să aleg varianta asta. Deși în adâncul meu știam că va veni un moment în care va trebui să ajung aici. Dar am vrut întotdeauna să încerc prin căile mele. Am mers la grupuri de suport, am mers la psihiatri, medicamente, tratamente prescrise. Am dat telefonul pe mâna soției să verifice conturi bancare. Am încercat tot timpul să rezolv prin propria mea putere, deși gândul din spate era tot să pot să joc, să găsesc o portiță, să pot să manipulez cumva ca să-mi satisfac nevoia de a juca la pariuri. Momentul decisiv în care am ales să spun stop și în care am ales să vin la centru a fost după un conflict cu soția. La momentul respectiv luam un tratament antidepresiv și țin minte că am luat de 12 ori doza prescrisă de doctor și în cazurile astea de regulă ajungi în comă sau chiar poți să mori. Însă Dumnezeu nu a îngăduit să se întâmple lucrul ăsta. Am fost amețit, știu că am căzut în cadă, iar când soția a văzut asta a zis: ok, până aici. Ăsta este punctul în care spunem stop. Și am decis să ne separăm. Eu am mers la ei mei, am stat o lună la ei mei înainte să vin în centru. Și Larisa s-a gândit, a vrut să-mi acorde încă o șansă. Și ne-am dus la consiliere maritală. Iar acolo păstorul bisericii mi-a spus: este totuși nevoie să te duci în centru. A ajuns la momentul în care nu ai altă șansă și momentul în care m-am decis într-adevăr să vin a fost când mi-a pus o întrebare: te-am mințit eu vreodată pe tine cu privire la un lucru? Și atunci mi-au dat lacrimile și am știut că trebuie să merg în centru. Am luat decizia să vin în centru. Deși
am ales să vin în centru, încă în inima mea era dorința aia de a nu ajunge acolo, pentru că știam că eram limitări, știam că este un program destul de lung și am zis lui Dumnezeu, Doamne, dacă Tu vrei să merg în centru și mă voi duce la servici și voi spune managerii mele adevărul despre problema mea și faptul că va trebui să stau o perioadă de aproape un an acolo, iar ea va fi ok cu lucrul ăsta, eu o să merg în centru. Și i-am spus situația, am fost uimit de înțelegerea și de bunătatea de care a dat dovadă și am zis, ok, voi merge în centru. Dar totuși aș mai pune o întrebare, aș mai pune un semn. Dacă medicul psihiatru, sub supravegherea căruia sunt acum, îmi va da concediu medical, ok, atunci eu vin în centru. Dacă nu, poate e cazul totuși să amân și să mai aștept. La fel, medicul a zis, super, du-te, ia concediu medical și fă-te bine. Iar trebuie să pun și al treilea semn. Și am zis, Doamne, dacă sunt la centru și nu au locuri până pe 25 octombrie, mai aștept totuși, poate la anul și mai aștept. Și ții minte că am sunat la centru și mi-a zis, sunt locuri, poți să fii chiar de mâine. Și am zis, gata, nu e semn de întrebare că trebuie să merg acolo. Iar în momentul în care am ajuns în centru, am ajuns undeva în jurul orei 2, am mers, am citit regulamentul, m-am instalat în camera în care trebuia să stau și am făcut cunoștință cu băieții la cină. Și țin minte când am intrat în sala de mese și am văzut pe toți, am avut sentimentul că îi știu pe băieții ăștia de o viață. E ca și cum aș fi acasă. Probabil și împărtășind aceeași durere, aceeași suferință în spate de a fi dependent de ceva, m-a făcut să simt asta. Pusesem ani buni în biserică, știam despre Dumnezeu, chiar fusesem în misiune, mergeam la grupuri de casă, de studiu biblic, dar încet, încet începusem să simt că nu mai aparțin acolo. Pentru că într-un fel pozam când mă duceam la biserică, într-un fel pozam la grupul de studiu, oamenii știau despre mine că sunt ok, n-am nicio problemă, dar eu știam înăuntrul meu ce om sunt și că trăiesc în minciună, trăiesc în dependență. Și încet, încet am început să nu mai merg la biserică, cel puțin 4-5 luni înainte să vin în centru, nu mai mergeam la biserică sau mergeam doar de gura soției. Dar nu eram deloc, eram prezent fizic acolo, dar cu gândul nu. Mi-am amintit cum a fost la început, în perioada în care alesesem să vin eu la biserică, în perioada în care am ales să fac botezul în biserică, în perioada de logodnă cu soția mea, în care mă rugam, citeam Biblia, lucru pe care nu mai făcusem în ultimii 7 ani înainte să vin în centru. Și faptul că pot să citesc Biblia în fiecare dimineață, faptul că avem cursuri, capele, faptul că sunt oameni care ne îndreaptă și ne ghidează nu după standardele morale, cum se gândește lumea, ci după standardele lui Dumnezeu și după un standard care îți atinge inima și mintea. Nu vreau să mai văd soția că suferă, părinții că suferă, nu vreau să mai aud copilul că spune tati, nu vreau să te mai cerți cu mami. Și știu că am o nouă identitate. De 3 luni, 4 luni, aproape 4 luni de când sunt în centru, am văzut bunătatea lui Dumnezeu. Au fost momente în care am avut anumite revelații și am primit o pace care nu mi-a adus-o niciodată pariurile, indiferent câștigam 10 de milioane într-o zi și erau momentele alea de extaz în care oricine ar vrea să câștige bani în câteva minute. Și a spune soției că a avut un curaj și o credință pe care toți anii ăștia am judecat-o și pare rău că nu i-am fost aproape. Am fost acolo fizic, dar n-am simțit alături de ea. Acum îmi dau seama câtă tărie a avut și câtă putere a avut să stea lângă mine. Deși știu că am să câștig din nou inima soției și încrederea pe care am pierdut-o în ultimii 7 ani, dar am credința asta că lucrurile merg spre bine.